Agata Christie, Poirot, primele cazuri, citește Carmen Dumitriu, aventura lui Johnny Waverly. Puteți înțelege sentimentele unei mame, spuse doamna Waverly pentru a șasea oară. Se uita rugător la Poirot. Micul meu prieten, întotdeauna sensibil față de o mamă disperată, gesticulă ca să o liniștească. Sigur că da, sigur că da, înțeleg perfect. Aveți încredere în papa Poirot. Poliția, început domnul Waverly. Soția îl întrerupse brusc. Eu nu mai am nimic de a face cu poliția. Am avut atâta încredere în ei și uite ce s-a întâmplat. În schimb, am auzit atât de multe despre domnul Poirot și despre lucrurile minunate pe care le-a făcut, încât simt că el ar putea fi în stare să ne ajute. Așa simt eu ca mamă. Poirot se grăbi să pună capăt repetiției cu sentimentele printr-un gest elocvent. Emoția doamnei Waverly era evident adevărată, dar nu se potrivea mai deloc cu chipul ei de om abil, mai bine zis dur. Când am auzit mai târziu că era fata unui mare fabricant de oțel, care își croise drumul în lume dintr-un biet și până la poziția actuală înaltă, mi-am dat seama că i-a moștenise multe dintre calitățile paterne. Domnul Waverly era un om înalt, voinic, jovial, Stătea cu picioarele priponite, de parte unul de altul, și seamăna cu tipul nobilului de țară. Cred că știți totul despre treaba asta, domnule Poirot. Povestea era cam superfluă. Cu câteva zile în urmă, ziarele fusese răpline de senzațională răpire a micului Johnny Waverly. Fiul de trei ani și moștenitorul lui Marcus Waverly, esc de Waverly Card, sorry, una dintre cele mai vechi familii din Anglia. Cunosc faptele în mare, bineînțeles. Da, vă rog, domnule, vă rog să-mi relatați toată povestea și în amănunt, dacă nu vă supărați. Ei bine, cred că începutul întregii afaceri se situează cam acum 10 zile, când am primit o scrisoare anonimă, un lucru din alea idiote, din care n-am înțeles o iotă. Cel ce o scrisese avea neobrăzarea să-mi ceară să-i plătesc 25.000 de lire. 25.000 de lire, domnule Poirot! Întrucât, nu mi-am dat asentimentul, a am amenințat că îl drăpește pe Johnny. Bineînțeles că am aruncat hârtia la coș, fără să-i mai acord importanță. Am crezut că e o glumă proastă. Cinci zile mai târziu am primit o altă scrisoare. Dacă nu plătiți, fiul dumneavoastră va fi răpit pe 29. Asta se întâmpla pe 27. Ei da, era îngrijorată, dar eu nu puteam să concep să tratez treaba asta în mod serios. Filar al naibii, suntem doar în Anglia, Nimeni nu se pretează să răpească copiii și să-i țină ostatici pentru despăgubire. Sigur că nu e o practică prea obișnuită. Continuați, domnule, spuse Poirot. Da, ei da, nu-mi dădea pace, așa că, simțindu-mă puțin ca în caragios, am adus totul la cunoștința Scotland Yardului. Ei n-au părut să ia lucrul foarte în serios, fiind înclinați spre punctul meu de vedere, că era o glumă proastă. Pe 28 am primit a doua scrisoare. N-ați plătit, Fiul dumneavoastră va fi luat mâine la prânz la ora 12 pe 29. Vă va costa 50.000 de lire ca să-l recuperați. M-am dus din nou la Scotland Yard. De data asta au fost mai impresionați. Au fost de părere că scrisorile erau ale unui nebun și că, după toate probabilitățile, se va încerca să se facă ceva la ora menționată. Nu au asigurat că vor lua toate măsurile necesare. Inspectorul McNeil și suficiente forțe vor veni la Waverly dimineață și vor păzi casa. M-am întors acasă mai liniștit. Totuși, aveam deja sentimentul că ne aflam într-o stare de asediu. Am dat ordine ca niciun străin să nu fie primit și ca nimeni să nu părăsească domeniul. Seara s-a scurs fără vreun incident, dar în dimineața următoare soția mea se simțea foarte rău. Îngrijorat de starea ei, am trimis după doctorul Dakers. Simptomele ei păreau să-l luiască. Deși ezita să ne spună că fusese otrăvită, mi-am dat seama că asta gândea. Nu era niciun pericol, m-a asigurat el, dar abia după două-trei zile avea să-și revină. Întorcându-mă în camera mea, am fost surprins și uimit când am găsit o notă prinsă cu acul de perna mea. Era același scris de mână ca și în celelalte două note și conținea doar trei cuvinte. La ora 12. Recunosc, domnule Poirot, că atunci am văzut roșu în fața ochilor. Cineva din casă era implicat. Unul dintre servitori. I-am adunat pe toți și am pus să fie apric păziți. Nu s-a dezlipit nimeni din grup. Nișoara Collins, camerista soției mele, m-a informat că o văzuse pe guvernanta lui Johnny strecurându-se pe alee zorii zilei. Am acuzat-o de asta și ea mi-a mărturisit. Lăsase copilul cu doica și se furișase să se întâlnească cu un prieten de-al ei, Bărbat. Frumoase trebușoare. Ea a negat că mi a fi prins nota de pernă. Poate că spunea adevărul. Nu știu. Nu puteam să-mi asum riscul ca propria guvernantă a copilului să fie amestecată în afacere. Unul dintre servitori era amestecat. De data asta eram sigur. În cele din urmă, m-am pierdut cu firea și am concediat pe toți grămadă, inclusiv pe guvernantă. Le-am acordat o oră să-și facă geamantanele și să părăsească domeniul. Fața domnului Waverly se făcuse și mai roșie când își reaminti de mânia lui îndreptățită. Nu v-ați pripit puțin, domnule?" îl întrebă Poirot. După toate câte știați, ați fi putut face jocul dușmanului." Domnul Waverly se uită fix la el. Nu înțeleg. Ideea mea a fost ca să-i trimit pe toți ca să-și împacheteze lucrurile. Am telefonat la Londra să-mi fie trimis un nou lot de personal în seara aceea. Între timp aveau să rămână în casă numai oameni în care aveam încredere. Secretarea soției, domnișoara Collins, și Treadwell, majordomul, care fusese la mine de când eram copil. Și această domnișoară Collins, de când e la dumneavoastră? Cam de un an, răspunse doamna Waverly. Este foarte prețioasă ca secretară și însoțitoare și o gospodină foarte eficientă. Doica? E la mine de șase luni. A venit cu referințe excelente. Cu toate acestea, niciodată nu mi-a plăcut cu adevărat, deși Johnny era foarte atașat de ea. Văd însă că a plecat când catastrofa a avut loc. Domnule Waverly, poate sunteți așa de bun ca să continuați. Domnul Waverly își continuă povestirea. Inspectorul McNeil a sosit pe la zece și jumătate. Servitorii plecaseră cu toții. S-a declarat foarte satisfăcut de măsurile luate. Avea mai mulți oameni postați în parc, care păzeau toate intrările spre casă și m-a asigurat că, dacă întreaga afacere nu era decât o alarmă falsă, îl vor prinde fără îndoială pe autorul misterioaselor scrisori. Johnny era cu mine și noi doi, împreună cu inspectorul, ne-am dus în camera pe care o numim a Consiliului. Inspectorul a încuiat ușa. Acolo se afla o pendulă mare de la bunicul și, când limbile s-a apropiat de ora 12, Trebuie să mărturisesc că eram nervos ca un tigru în cușcă. După un ușor hârit, pendula a început să bată. L-am apucat pe Johnny. Aveam sentimentul că un om va cădea din cer. Când se auzi ultima bătaie, se iscă o mare tevatură afară, strigăte și alergături. Inspectorul deschise geamul și un polițist veni în fugă. L-am prins, domnule," spuse pe el pe nerăsuflate. Se furișa prin tufișuri. Are o îmbrăcăminte cu totul ciudată pe el. Am ieșit în grabă pe terasă, unde doi polițiști ținea un tip cu înfățișare grosolană, în haine sărăcăcioase și care se zbătea în van încercând să scape. Unul dintre polițiști întinse un pachet desfăcut pe care îl smulseseră de la cel prins. Conținea o bucată de bumbac și o sticlă cu cloroform. Mi s-a urcat sângele la cap. Mai era și o notă pentru mine. Am desfăcut-o. Conținea următoarele cuvinte. Trebuia să fi plătit, ca să vă recuperați fiul, vă va costa acum 50 de mii. În ciuda tuturor precauților, el a fost ridicat pe 29, așa cum am spus. Am izbucnit în râs de ușurare, dar în momentul acela am auzit zgomotul unui motor și un strigăt. Am întors capul. Străbătând alea înspre sud cu o viteză mare, am văzut o mașină joasă, lungă, gri. Omul care conducea era cel care strigase, dar nu lucrul ăsta mă șocă de moarte – ci imaginea buclelor blonde. Copilul era în mașină. Inspectorul scăpă în jurătură. Copilul a fost aici, acum un minut, strigă el. Ne măsură pe toți cu privirea. Eram cu toții acolo. Eu, Treadwell, domnișoara Collins. Când l-ați văzut ultima dată, domnule Waverly? M-am dus cu gândul înapoi, încercând să-mi amintesc. Când polițistul ne chemase, alergasem afară cu inspectorul, uitând de Johnny. Și atunci, în sunet, ne făcu să tresărim. Bătaia orologiului bisericii din sat. Cu o exclamație, inspectorul scoase ceasul din buzunar. Era exact ora 12. Ca din pușcă am alergat în camera de consiliu. Pendula de acolo mergea cu 10 minute mai înainte. Cineva trebuie să o fi dat în mod deliberat înainte, pentru că n-am pomenit să fi rămas în urmă sau să o fi luat în avans altădată. Arăta exact ora domnul Waverly se opri. Poaro zâmbi în sinea sa și îndreptă un mic preș pe care îngrijoratul tată îl împinsese. O problemă mică și plăcută, întunecată și încântătoare, murmură Poaro. Am să o investighez pentru dumneavoastră cu plăcere. Pe cinstea mea a fost plănuită a mervei. Doamna Waverly se uită la el cu reproș. Dar băiatul meu, se ea, Poirot schimbă în grabă expresia și își luă din nou aerul de compasiune serioasă. e în siguranță, madame. Este nevătămat. Fiți sigur că ticăloșii îi vor purta cea mai mare grijă. Nu reprezintă pentru ei curcanul? Nu, găina care face oul de aur? Domnule Poirot, cred că e un singur lucru de făcut. Să plătim. La început am fost cu totul împotrivă, dar acum sentimentele de mamă dar l-am întrerupt pe domnul în povestirea asta, strigă Poirot în grabă. Cred că știți restul foarte bine din ziare," spuse domnul Waverley. Bineînțeles, inspectorul McNeil s-a dus imediat la telefon. O descriere a mașinii și a omului a fost pusă în circulație și la început părea că totul se va termina cu bine. O mașină de acel tip, cu un bărbat și un băiețaș trecuse prin mai multe sate, îndreptându-se aparent spre Londra. Într-un loc se opriseră și s-a observat că băiețelul plângea și că era evident teamă de însoțitorul lui. Când inspectorul McNeil m-a anunțat că mașina fusese găsită, bărbatul și copilul reținuți m-am simțit amețit de atâta bucurie. Cunoașteți ce a urmat. Băiatul nu era Johnny și bărbatul era un automobilist înfocat, căruia îi plăceau copiii și care luase un copilaș ce se juca pe străzile din Edenswell un sat la vreo 15.000 de noi, ca să-l plimbe pur și simplu. Mulțumită gafei uriașe a poliției, toate urmele au dispărut. Dacă nu ar fi urmărit cu insistență mașina care nu trebuia, ei ar fi putut găsi până acum băiatul. Liniștiți-vă, mesie. Poliția reprezintă forța unor oameni curajoși și inteligenți. Greșeala lor a fost cât se poate de naturală. Și, de altfel, avem de-a face cu un plan ingenios. În ce privește omul pe care l-au prins pe domeniu, Cred că apărarea lui a constat tot timpul într-o continuă negare. El a declarat că nota și pachetul i-au fost date să le ducă la Waverly Card. Bărbatul care i-le-a dat le-a plătit cu o bagnotă de 10 șilingi și i-a mai promis încă una dacă el avea să le înmâneze exact la ora 12 fără 10 minute. El trebuia să se apropie de casă prin spate și să bată la ușa de serviciu. Nu cred o iotă din asta, declară doamna Waverly înfierbântată, e o grămadă de minciuni. În verite, e o poveste simplă, spuse Poirot pe gânduri. Da, până acum nu i-am dat de capăt. Mai înțeleg că omul a adus o anumită acuzație. Se uită întrebător spre domnul Waverley. Acesta se înroși din nou. Tipul a avut impertinența să pretindă că l-a recunoscut pe omul care i-a dat pachetul în persoana lui Treadwell. Numai că tipul și-a ras mustața. Treadwell, care s-a născut pe moșie, Poirot zâmbi puțin la indignarea nobilului de țară. Totuși, chiar dumneavoastră suspectați că un om al casei ar fi ajutat la răpire. Da, dar nu Treadwell. Și, dumneavoastră doamnă, întrebă Poirot, întorcându-se deodată spre ea. Nu putea să fi fost Treadwell cel care i-a dat acestui vagabond scrisoarea și pachetul, dacă îl o fi dat cineva, ceea ce nu cred. I-au fost date la ora 10, spune. La ora 10, Treadwell se afla împreună cu soțul meu în fumoar, Ați putut vedea fața omului din mașină, monsieur? Semăna cu al lui Treadwell în vreun fel?" Era prea departe de mine ca să-l văd la față. Știți dacă Treadwell are vreun frate?" A avut mai mulți, dar au murit cu toții. Ultimul a fost ucis în război." Mm, nu prea mi-e clar domeniul de la Waverly Card. Mașina se îndrepta spre cabana din sud. Acolo e o altă intrare?" Da, e ceea ce noi numim cabana de est." poate fi văzută din partea cealaltă a casei. Mi se pare ciudat că nimeni n-a văzut mașina intrând pe domeniu. Toți au dreptul de a traversa pentru a ajunge la o mică capelă. O mulțime de mașini trec pe acolo. Omul trebuie să fie oprit mașina într-un loc convenabil, să fie alergat spre casă exact când s-a dat alarma și atenția ne-a fost îndreptată în altă parte. Dacă nu cumva se afla deja în casă, spuse Poirot dus pe gânduri. E vreun loc unde s-ar putea ascunde? Știți, în mod sigur, noi n-am cercetat temenii casa în prealabil. Nu părea necesar. Îmi închipui că s-ar fi putut ascunde undeva. Da, cine să-i fi dat drumul înăuntru? O să ajungem la asta mai târziu. Pe rând, haideți să fim metodici. Nu există nicio ascunzătoare specială în casă? Waverly Cart este o locuință veche și există câteodată unghiere ale preoților, așa cum se numesc ele. Doamne sfinte, există un astfel de ungher. Se deschide dintr-un zid, din hol, de lângă camera de consiliu, chiar de lângă ușă. Voilà! Dar nimeni nu știe de existența lui în afară de soția mea și de mine. Treadwell? Ei, el ar fi putut să audă de ea. Domnișoara Collins? Nu i-am vorbit niciodată de ea. Poirot reflectă timp de un minut. Bine, domnule. Următorul lucru pe care trebuie să-l fac este să vin la Waverly Card. Dacă sosesc în după-amiaza aceasta, vă convine? Oh, cât mai curând posibil, domnule Poirot!" strigă doamna Waverly. Citiți asta încă o dată!" Îi dădu în mână ultima misivă care ajunsese din partea dușmanului la familia Waverly în dimineața aceea și care o determină să-l caute în grava mare pe Poirot. Erau date indicații inteligente și explicite în legătură cu plata banilor și se termina cu amenințarea că băiatul va plăti cu viața pentru orice abatere de la ele. Era clar că în doamna Waverly se dădea o luptă între prețuirea banilor și dragostea maternă și că aceasta din urmă câștiga teren. Poirot o reținu pe doamna Waverly pentru un minut după plecarea soțului. Madame, adevărul vă rog, împărtășiți încrederea soțului dumneavoastră în majordomul Treadwell. N-am nimic împotriva lui domnule Poirot. Nu prea văd cum s-ar fi putut amesteca în asta, dar... Da, nu mi-a plăcut niciodată de el. Niciodată. Încă un lucru, madame. Îmi puteți da adresa guvernantei Netherhall Road, 149 Hammersmith. Doar nu credeți. Nu cred niciodată. Eu îmi folosesc micile celule cenușii. Și câteodată, așa, câteodată, îmi trece câte o idee. Poirot se întoarce spre mine când ușa se închise. Deci, doamnei nu i-a plăcut niciodată major domnul. Nu-i interesantă chestia asta? Ce zici, Hastings? Am refuzat să mă implic. Poirot m-a păcălit atât de des încât acum sunt precaut. E întotdeauna câte un clenci pe undeva. După ce s-a îmbrăcat cu minuțiozitate pentru călătorie, am pornit spre Netherhall Road. Am fost norocoși să o găsim acasă pe domnișoara Jessie Withers. Era o femeie plăcută la față, de vreo 35 de ani, capabilă și cu aere. nu venea a crede că ea ar fi putut fi implicată în afacere, era plină de resentimente și amărăciune pentru modul în care fusese concediată, dar recunoscut greșise. Era locodită cu un pictor care era și decorator, ce se nimerise a fi în apropiere și dăduse o fugă să-l întâlnească. Lucrul părea cât se poate de natural. Nu prea puteam înțelege pe Poirot. Toate întrebările lui mi se păreau cam fără importanță. Priveau mai ales obiceiurile ei zilnice de la Waverly Court. Sincer, mă plictiseam și m-am bucurat când poară ușor la revedere. Răpirea e o treabă simplă, mână mi, constată el, în timp ce oprea un taxi pe Hammersmith Road și apoi ordona să meargă spre Waterloo. Copilul acela ar fi putut fi răpit cu cea mai mare ușurință în oricare din zile în ultimii trei ani. Nu văd cum asta ne-ar ajuta cât de cât, am remarcat eu cu răceală. Au contraire, asta ne ajută enorm, chiar enorm. Dacă trebuie să porți un act de cravată Hastings, cel puțin pun le exact la mijlocul cravatei tale. La ora actuală, el este cu o 16 de inci prea mult spre dreapta. Waverly Court era un loc vechi, frumos și fusese recent restaurat cu gust și grijă. Domnul Waverly ne arătă camera de consiliu, terasa și toate celelalte locuri care aveau legătură cu cazul. În cele din urmă, la cererea lui Poirot, el apăsă într-un loc din perete, un panou din lambriul lunecă într-o parte și o trecere îngustă ne conduse în ungherul preotului. Vedeți, spuse Waverly, nu-i nimic aici. Cămăruța era goală, nu se vedeau nici măcar urmele unor pași pe dușul M-am apropiat de Puaro, care se aplecase cu atenție asupra unor semne într-un colț. Ce crezi despre asta, prietene? Erau patru urme foarte apropiate, un câine!" am exclamat. Un câine foarte mic, Hastings." Un câine pomeranian?" Mai mic decât un pomeranian." Un grifon?" am sugerat eu într-o doară. Mai mic chiar decât un grifon." O specie necunoscută clubului Kennel." Am uitat la el." Fața era luminată de emoție și satisfacție. Am avut dreptate, murmură el. Știam că am dreptate. Vino, Hastings, în timp ce ieșeam în hol și panoul se închidea în spatele nostru, o tânără ieși pe ușă de la capătul culoarului. Domnul Waverly ne-o prezentă. Domnișoara Collins. Domnișoara Collins era de vreo 30 de ani, iute și repezită din fire. Avea părul blond, chiar foarte deschis și purta lor niu. La cererea lui Poirot, am trecut într-o cameră pentru micul dejun și o chestionând de aproape în privința servitorilor și mai ales în legătură cu Treadwell. Ea recunoscu că nu-i plăcea de majordom. Își dă aere, explică ea. Apoi trecură la problema meniului pe care l-a avusese doamna Waverly în seara de 28. Domnișoara Collins declară că se servise din aceleași platouri sus în camera ei și nu simțise nimic rău. Când se depărtă, i-am reamintit lui Poirot. Câinele, am șoptit. A, da, câinele, zâmbi satisfăcut. Țineți cumva pe aici vreun câine, mademoiselle? Sunt doi câini găsiți în cuștile de afară. Nu, mă refer la un câine mic, la un câine de rasă. Nu, nu avem așa ceva. Poirot o lăsă să plece. Apoi, apăsând pe buton, îmi spuse. Minte această mademoiselle Collins. Probabil că și eu aș face un loc cu ei. Acum să-l vedem pe Major majordom. Treadwell era un personaj impunător, spuse povestea cu un aplom perfect și aceasta era în esență asemănătoare cu cea a domnului Waverly. Recunoscu că știa de secretul ungherului. Când se retras în cele din urmă cu ținuta ei țeapănă, am întâlnit ochii flemitorie ai lui Poirot. Ce crezi despre asta, Hastings?" Dar tu?" am parat eu. Ce prudent ai devenit! Celulele cenușii nu vor funcționa niciodată, niciodată, dacă nu le stimulezi." A, da, nu vreau să te necăjesc. Hai să facem deducțiile împreună. Ce lucruri ne izbesc în special ca fiind dificile? Nu este un lucru care mă intrigă, am spus. De ce omul care a răpit copilul a ieșit pe la cabana din sud în loc să o ia pe la cea de est, unde nimeni nu l-ar fi văzut? Ăsta e un punct foarte bun, Hastings. Unul excelent. L-aș copla cu un altul. De ce să avertizezi familia Waverly? De ce să nu răpești pur și simplu copilul și să-i trimiți nota de răscumpărare? Pentru că sperau să obțină banii fără să fie forțați să acționeze. Sigur că era foarte improbabil ca să li se dea banii doar după o simplă amenințare. Totodată, doreau să concentreze atenția asupra orei 12. Pentru că atunci când vagabondul a fost prins, celălalt să iasă din ascunzătoare și să plece neobservat cu copilul. Asta nu schimbă cu nimic faptul că făcea un lucru dificil care era foarte ușor. Dacă nu specifică ora sau data, nimic nu era mai ușor decât să aștepte ocazie și să ia copilul cu o mașină într-o zi când el se afla la plimbare cu guvernanta. Da, da, mi-am dat acordul cu oarecare îndoială. De fapt, este vorba despre punerea în scenă, în mod deliberat, a unei farse. Să abordăm problema și dintr-un alt punct de vedere. Totul conduce la concluzia că a existat un complice în casă. Punctul numărul 1. Misterioasa otrăvire a doamnei Waverly. Punctul numărul 2. Scrisoarea înfiptă în pernă. Punctul numărul 3. Punerea ceasului cu 10 minute înainte. Toate trebuie făcute în interiorul casei. Și un lucru adițional pe care nu cred că l-ai observat. Nu era praf în ungher. Fusese măturat. Deci, avem patru oameni în casă. O putem elimina pe guvernantă în moment ce ea n-ar fi putut să măture în ungher, deși ar fi putut contribui la celelalte trei puncte patru oameni, domnul și doamna Waverly, Treadwell, major și domnișoara Collins. O vom lua întâi pe domnișoara Collins. Nu avem prea multe împotriva ei, în afara faptului că știm foarte puține despre ea, că este evident o tânără inteligentă și că se află aici doar de un an. Ai zis că am mințit în legătură cu câinele, i-am reamintit eu. A, ah, da, câinele. Poirot zâmbi într-un fel aparte. Acum să trecem la Treadwell. Există mai multe lucruri suspecte împotriva lui. Unul dintre acestea este declarația vagabondului că Treadwell i-a dat pachetul în sat. Dar Treadwell poate dovedi contrarul cu un alibi. Chiar și în acest caz, el ar fi putut să o trăvească pe doamna Waverly, să prindă nota cu un act de pertă, să aranjeze pendula și să curețe ungherul. Pe de altă parte, el s-a născut și a crescut în serviciul familiei Waverly. Pare totuși deci de puțin probabil ca el să fi plănuit răpirea fiului familiei. Nu i-ar sta în caracter. Atunci, cine? Trebuie să procedăm logic, oricât de absurd ar putea părea. Să ne gândim puțin la doamna Waverly. Dar ea este bogată. Banii sunt a ei. Cu banii ei a fost restaurat acest domeniu de căzut. Ea n-ar avea niciun motiv să-și răpească fiul și să-și plătească ei însă și banii. Soțul este însă într-o situație diferită, el are o soție bogată. Nu este același lucru cu a fi bogat tu însuți. De fapt, am impresia că doamnei nu-i place deloc să facă risipă cu banii ei, cu excepția unui pretext foarte bun. Dar domnul Waverly, după cum poți vedea de îndată, este un bon viveur. Imposibil, m-am stropșit eu. Încă de puțin. Cine expediază servitorii? Domnul Waverly. El poate scrie notele, Drogane vasta. Poate umbla la limbile orologiului și stabili un excelent alibi pentru credinciosul său, Treadwell. Lui Treadwell nu i-a plăcut niciodată doamna Waverly. El este devotat stăpânului său și implicit dornic să asculte ordinele. Au fost trei inși implicați. Waverly, Treadwell și o recare prietena lui Waverly. Asta este greșeala pe care a făcut-o poliția. N-au făcut cercetări mai amănunțite în legătură cu omul care condusese mașina gri cu un alt copil în ea. El a fost al treilea. Acesta ia un copil dintr un sat din apropiere, un băiețel cu bucle blonde. Intră cu mașina pe la cabina din est și trece pe la cea din sud, chiar la momentul potrivit, făcând din mână și strigând. Ei nu-i pot vedea fața sau numărul mașinii, așa încât, evident, nu pot vedea nici fața copilului. Apoi, lasă urmă falsă spre Londra. Între timp, Treadwell își jucase rolul aranjând ca pachetul și biletul să fie aduse de un om care arăta jalnic. Stăpânul său poate oferi un alibi în cazul extrem în care omul îl recunoaște, cu toate că să o mustață falsă. În ceea ce îl privește pe domnul Waverly, de îndată ce se produce harababura afară și inspectorul se repede acolo, el ascunde repede copilul în unghier și apoi îl urmează. Mai târziu, îi va fi destul de ușor să-l ducă cu propria lui mașină într-un loc sigur. Dar ce cu câine?" l-au întrebat. Și despre minciunile domnișoarei Collins?" Asta a fost o glumă din partea mea. Am întrebat-o dacă sunt câini jucării în casă și ea a spus că nu, dar fără îndoială că sunt câțiva în camera copilului. Înțelegi? Domnul Waverly a pus câteva jucării în ungher pentru ca Johnny să se joace și să stea liniștit. Domnule Poirot, domnul Waverly intră în cameră. Ați descoperit ceva? Aveți runclu în legătură cu locul unde a fost dus copilul? Boaro îi întinse o foaie de hârtie. Iată adresa! Dar e o hârtie albă. Pentru că aștept ca dumneavoastră să ne scrieți. Ce dracu! Fața domnului Weverly se făcu stacogie. Știu totul, domnule! Vă acord 24 de ore să aduceți băiatul înapoi. În geniozitatea dumneavoastră va trebui să găsească o explicație pe măsură pentru reapariția lui. Altfel, doamna Waverley va fi informată. Domnul Waverley căzu pe un scaun și își îngropă fața în mâini. El se află la bătrâna mea guvernantă, 10 mile de aici. E fericit și bine îngrijit. Nici nu mă îndoiesc. Dacă nu vă credeam un tată bun la suflet, n-aș mai fi vrut să vă dau o altă șansă. Scandalul. Exact. Purtați un nume vechi și onorabil. Nu mai puneți în pericol din nou. Bună seara, domnule Waverly. A, apropo, doar un sfat. Măturați întotdeauna în colțuri. Sfârșit.